La Buzău, în sala sporturilor Romeo Iamandi, s-au desfășurat între 3 și 5 martie finalele campionatului național individual de tenis de masă seniori. În competiție au fost prezenți și 10 sportivi legitimați la CS Pristavu Câmpulung, coordonați de antrenorul Mădălin Ionașcu. Clubul muștelean a obținut în total 5 medalii, una de aur și câte 2 de argint și de bronz. Camelia Iacob Poștoacă a devenit campioană națională în proba de dublu feminin alături de Irina Ciobanu de la Politehnica Iași și medalia de bronz în proba individuală feminină după ce a fost eliminată în semifinale de partenera sa de dublu, Irina Ciobanu, scor 0-4. Și locul 1 pe campioane la dublu fete, senioare, Iacob, Camelia Cese, Cristavu, Ciobanu, Irina Cese, Politehnica Iași. Alin Spelbuș este vicecampion național în proba de dublu mixt, alături de Irina Ciobanu, Politehnica Iași, și tot argint alături de Alexandru Cazacu de la CS Mioveni la dublu masculin. Alexandru Manole a obținut și el bronzul la dublu masculin, acolo unde a făcut echipă cu un alt jucător de la CS Mioveni, Ionut Seni. Vizitează sportmuscel.ro, site-ul departamentului sport al postului de televiziune Muscel TV. Știri, rezultate, clasamente, fotografii și în video. sportmuscel.ro, sportul în muscel secundă cu secundă. Pentru clubul sportiv Pristavu Câmpulung va urma la sfârșitul acestei săptămâni un meci important atunci când echipa feminină va juca meciul de promovare în Superliga Feminină împotriva formației CSS Slatina. Pe marginea acestui subiect vom reveni în edițiile următoare ale jurnalului nostru sportiv.